alătură doamna Grațiela Gavrilescu, președintele Forului de Conducere Colegială al PUSL, deputat și fost ministru. Bună ziua, mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Bună ziua. Ce înțeleg românii, doamna Gavrilescu, din scandalul ăsta pe pragul pentru abuz în serviciu? Că e în regulă să furi până la o anumită sumă sau ce? În primul rând, ce înțeleg eu? Bâlbâiala domnului ministru Predoiu lasă de dorit. Eu sunt convinsă că președintele Marcel Ciolacu și întreaga comisie de justiție din Senat nu a fost informată despre acest prag și nu știu cum a venit punctul de vedere de la guvern vis-a-vis de pragul abuzului în serviciu. Este clar că lucrul acesta ar fi trebuit să fie discutat în coaliție și ar fi trebuit să se ia un punct comun și pe urmă să se iasă cu un punct de vedere al guvernului. Mi se par bâlbele acestea că nu fac altceva decât să facă rău guvernării și, dacă mă întrebați pe mine, face rău ministrului, respectiv PNL-ului. Românii ce să înțeleagă? Înțeleg fiecare ce vor. Și vă spun că în zilele acestea fiecare se dă cu părerea. Nu se știe exact dacă va fi 250 sau va fi 9000. Eu știu sigur că mâine, când va intra la Camera Deputaților, va fi prag de 9000. Așa cel puțin s-a discutat până acum. Dar încă o dată repet, ca să fii ministru și să n-ai un punct de vedere pertinent, să ieși cu el, să poți să te exprimi, să poți să spui acest prag îl susțin, este impardonabil. Din păcate, uitați, acesta este PNL-ul astăzi. Haideți să vedem un alt scandal, cel al